A venit o tânără și mi-a spus că vrea să vorbim și a început să spună. Știți cât mi-a spus? 9 ore neîntrerupt. Și atunci eu eram preot tânăr și n-aveam altă treabă și am stat cu ea 9 ore. Și după ce am stat cu ea 9 ore, mi-a zis: acum am terminat, ce să fac? Și eu i-am vorbit un singur minut. I-am spus: de acum înainte să mergi în fiecare duminică la biserică și în fiecare dimineață să te rogi și să mergi să asculți predicile, cuvintele duhovnicești. Și cea care mi-a vorbit 9 ore, fără ca eu să-i spun nimic, a plecat de acolo și le-a spus tuturor: cel mai bun duhovnic, cel mai bun duhovnic. Dar nu i-am spus nimic. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să am mare răbdare, să o ascult. Știți, oamenii din ziua de azi au mare nevoie să găsească oameni care să-i asculte. Nu de predicatori au nevoie, ci de oameni care să le asculte durerea. Și părintele duhovnicesc trebuie să aibă harismă de a te asculta, nu de a vorbi. Vorbim în biserică, ținem predici, dar la spovedanie ascultăm și ne rugăm în același timp. Adică îi facem duș și aruncăm peste el apa rugăciunii și a dragostei. V-am vorbit din propria mea experiență, din ceea ce încerc eu să fac. În cele din urmă însă, oamenii nu ne aparțin nouă, sunt ai lui Dumnezeu. Facem tot ce putem prin cuvântul nostru, prin tăcerea noastră, prin iubirea noastră de oameni, prin rugăciune și, dincolo de toate acestea, să se facă voia lui Dumnezeu, căci Dumnezeu are mai multă dragoste decât noi.